Sâmbătă 26 ianuarie 2019 mă aflu în orașul Buftea din județul Ilfov, unde particip la expoziția columbofilă pe zona Muntenii, organizată de către UCPR, prima ediție a acestei expoziții. Acum am deosebită plăcere să stau din nou de vorbă cu unul dintre tinerii campioni fondiști și maratoniști ai UCP-ului. La nivelul județului Dâmbovița este vorba despre domnul Leteanu Eduard, pe care îl salut. Ce faceți? Ce faceți, domnul Leteanu? Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră și pe întregii columbofili. Mulțumesc, fac bine. Mă aflu la această expoziție, expoziția Munteniei. Zonală pe zona Munteniei, da? Alcătuit în 5 județe acest moment. Mă bucur că după participarea în cadrul expoziției naționale cu porumbei, inclusiv pe podium național, mă bucur că și aici am putut să particip cu respectiv de 9 porumbei și aici, din nou, pe podium, la această expoziție. La ce aveți? La maratonul CP Palmares Maturi, 3 ani, nu? Maratonul CP Palmares 3 ani, maratonul CP, AS Super Maraton Extrem, yearling la maratonul CP, iarăși un yearling la maraton, încă un matur la maraton. Deci tu ești mai cu maraton în față. Maraton, da, am și 2 sau 3 la fond. Da. Ceea ce mă bucură foarte tare este că în vechile interviuri v-am povestit despre Tardivu, care la 10 luni reușise să facă 3 maratoane. 850, Derby 1000 și Crasnodonul de peste 1100. E, adevărat, stâlpul crescătoriei. Aceasta ar fi o nepoată din el. Da. Și aici ar fi o mică istorie. Putea să fie campioană, dar așa a fost regulamentul la momentul ăsta și e în regulă. Apoi am o nepoată, o fică, scuze, tot din Tardivu, locul 3, la maratonul CP Yearling. Da, frumos. Mai avem și... Imediat. O fică, poate să o reprezint, cred că locul 16 sau 17 la fond, o femeie care nu intra. Venea cu timpul bine și nu vrea să intre. Nu vrea să intre, nu? Nu vrea să intre. Dar chiar și așa aici a prins expoziția. Mai avem un semisoră cu Tardivu, locul 4 la super maraton extrem. Aceasta... Asta e locul 2? Da, a fost locul 20 în expoziție la AS Maraton, îndeplinit 3 categorii de expoziție. Din păcate am propus-o greșit, la maratonul CP ar fi fost locul 7. Este o femeie de Jostone, din porumbei de Jostone, Constantin pe celebra Poco, Arnold, numai câștigător de Barcelona. De Barcelona, da. Și bineînțeles pe Sedna, care este olimpică. O femeie deosebită, singurul pui din acest cuplu care ne-a făcut performanță frumoasă și o surpriză foarte frumoasă. Super. Tot vorbeam despre Tardivu, mă bucur că să nu mai pierdem vremea. Aici am 5 deșenezi. 5 produși deșenezi direct, nu? O semisoră, 2 fiice și 2 nepoți. Vă gândeați la momentul la care l-ați avut că se dovedește a fi, cred eu, un reproducător poate chiar mai mare decât a fost ca zburător? Nu știu, am sperat din suflet, fiindcă lumea spune că anumiți zburători nu sunt buni reproducători. Nu știu, la ce a făcut el și la ce voință a avut, am sperat în suflet. Iar cred că și în sportul columbofil, ca și în viață, trebuie să credem în ceea ce facem, să iubim ceea ce facem, să respectăm oamenii și în primul rând să iubim pe Dumnezeu, să respectăm pe Dumnezeu. Când facem lucrul acesta, Dumnezeu ne ajută și ne îndeplinim visul. Chiar dacă uneori mai trecem și prin greutăți, că până la urmă viața așa este. Frumos. A mai fi fost încă o nepoată Tardivu care pe Polonia a fost locul 2 pe județ, decât 5 iar nici de ușit categoria aceasta. Anul acesta a venit foarte bine, îndeplinit în urmă, am mai dus la o etapă și am pierdut-o. Ați văzut? Da. Și nu e singura dată când procedați așa din păcate. Este? Știți că sunt spartan și toți porumbeii buni am pierdut. Sunteți pățit, da. Da, păi Mister Tartu, locul 2 pe județ la Tartu, Lady Extreme Maraton, Hercule, locul 5 și Aspon pe județ, aceasta, Miss Maraton. Iarăși am avut un porumbel foarte bun la fond, cu un punct și ceva și vreo 14 puncte l-am dus să fac campion. N-a mai venit, ar fi prins, cred că, locul 8 în expoziția națională. În fine, nu este an să nu pierd porumbei. Dar clădiți alții an de an, nu? Da. Construiți alții? Prin acest joc dur, mi-am creat 2-3 familii foarte, foarte bune, care se maturizează foarte repede, drept dovadă sunt și iarnici din expoziție, care vin de pui și de iarnici foarte bine. Și încerc să dezvolt o familie care să câștige concursul încă de iarnici. Să mai fi nevoie să mai aștept 2-3 ani. Adică e ideală varianta asta la care... Tot a evoluat. Nu puteți mai stăm 3 ani în condiții în care am atât descendenți care clasează de iarnici. Da. Sau strănepot din Tardivu la un prieten prin
prin Bacău, i-a băgat de cui la derby, la Prezmil, și au venit doi din doi în prima lansare. Adică zis, frate, ce faci? Cum să-i bagi direct la Prezmil? Și au venit. Eu l-am certat inițial, dar după aceea am văzut că au venit, m-am bucurat. Da. În fine, rezultatele au început să apară în diferite pescătorii și în diferite zone ale țării, în mod special pe această familie. Mai sunt și alte familii, dar... Dar de ce vârstă are? Din cât era? Din 2000? Din 2013. 13, nu? Da. E tânăr, 6 ani. Da, pe dar de acum am început să scot pui din el și da. De fapt am început să văd rezultatele. La început nu i-am dat importanță, nu fac nici metoda armăsarului. Adică scot 2-3 pui pe an, 4 și... Bine, la mascul ar fi mai ușor decât la femeie, că nu trebuie să o... Sunt un fraier, iertați-mă că vă spun. Porumbeii mei foarte buni, nu le dau atâta încredere și... Atenție? Atenție. Nu le acord valoare. Tot timpul mi-aduc porumbei noi în speranța că sunt mai buni și drept dovadă sunt mai slabi. Mi s-a întâmplat să greșiți de multe ori, nu? Mergând pe varianta 90% asta. 90% din cazuri, da. N-ați avut încredere în porumbei noastră. Da, și se pare că sunt cei mai buni. Dar în ultima perioadă am renunțat la vechi porumbei și am făcut noi achiziții după anumite criterii. M-au interesat porumbeii care au zburat foarte bine și au reprodus foarte bine. Au devenit reproducători de bază pe mai multe generații. Am vorbit de familia lui Jostone, de Poco, Sedna, toți. Real de Hofon, vorbim de Carcassonne, Forestland, Diana, da. Inter, toți buni reproducători. Apoi tot am vorbit, dacă mai sigur. Aveți abilitatea. Aici avem un mascul, care este, tatăl este un nepot din celebrul Big Boom, al lui Arjen Dijkstra. Deci acesta, Gutu? Acesta. Cel din dreapta, da. Care, așa, da. După cum știm, Big Boom cu Evita, un cuplu de bază care au dat peste 100 de descendenți de locuri de 1. Super. Este trage de la domnul Caternescu și mulțumesc pe această cale. Mama este de la domnul Florea Sorin și lui mulțumesc pe această cale. Este o nepoată din celebrul Eagle Eye, după cum știm, olimpicul și un bun reproducător. Drept dovadă... Bine, mama, ai că te spun eu... Și acesta vă istorie. La etapa de 850, cu gând din față, a avut locul 2 pe club și locul 10 pe lansare din aproape 11.000 de porumbei. A avut până într-un punct sau ceva de genul ăsta de analizare. Am avut greșeala să-l duc la derby, unde mi-a venit accidentat. Cred că se și vede acum la picior, e umflat, la vreo săptămână, da. Și am stricat sezonul. Dacă îl jucam, bine, a fost și un derby în ținut de săptămână, a fost Bijelii, asta a fost. Ghinionul, da, așa. Cred că dacă o să fiu mai atent și să joc porumbei acolo unde demonstrează că sunt buni, cred că rezultatele o să crească. Da, cred că n-ați greșit dacă le-ați acordat mai multă atenție la zborurile. Da, tot în timp am vrut extrem, ce mai greu. Dacă mai jucam o etapă de 850, probabil era campion în discurs. Dar asta e, da. Sunt mulțumit așa. Dar experiența noastră colombofilă trebuie să vă duc acolo încât să vă dați seama că uneori trebuie să fiți mai blând cu ei. Eu cred că experiență câștigăm de-a lungul vieții. Tot timpul avem ceva de învățat. Așa. Iar ca și în viață și colombofilia evoluează tot timpul. Greșelile le mai repetați? Pe care le-ați făcut în urmă? Din păcate. Și mai ales că sunt prieteni care influențează greșit. Te învață metode greșite și din dorința de a face mai mult, știind că avem porumbei buni și potențial, încerci să faci acele lucruri. Și greșesc. Întindeți coarda foarte mult, da. Și se rupe la un moment dat. Da. Așa e. Da, mai sunt porumbei de la șablon combinați cu Arjen Dijkstra sau chip porumbei buni. Dacă îmi permiteți, în mod special vreau să mulțumesc domnului Marius Andrei, un domn deosebit în primul și în primul rând, pe lângă că este un mare crescător și columbofil. De la dânsul am avut porumbei care mi-au mers foarte bine de-a lungul timpului. Chiar de la Mântescu Răzvan, la fel, o fermeră foarte bună și lui mulțumesc. De Adrian Drobescu, care am luat o fermă tot de la domnul Marius Andrei, mi-a reprodus foarte bine o fermă pe Muru. Vreau să mulțumesc lui domnul Vargalehel, vine de o pereche de la el. Sunt acei porumbei care merg foarte bine. Vreau să mulțumesc domnului Florea Sorin la fel, domnului Caternescu la fel, că acești porumbei se fac de la dânsul. Și în mod special, îl bărăsc cu Eduard, un prieten și un coleg columbofil, un băiat de nota 10, mi-a făcut cadou un porumbel care este chiar tata lui Miss Superas, care pe Polonia, la nivel de județ Dâmbovița, decât 4 ialinci, a reușit să facă norma la Superas, decât 4. Ea a fost locul 2. Și se trage tot din masculul de la el. Pot să vă spun că mi-a dat un porumbel cu dragă inimă și eu am oferit cândva la fel, asta contează mai puțin, dar am făcut porumbel de expoziție. Zis, da. Și vreau să-i mulțumesc frumos și apreciez gestul, fiindcă este un băiat deosebit. Cred că mai sunt persoane, dar îmi cer scuze dacă la momentul acesta am luat puțin valul și am uitat să menționez pe cineva. Vreau să-i mulțumesc tuturor care mi-au dat porumbei de calitate și am putut să fac rezultate cu ei. Calitatea, așa a spus cuvântul. Și aș vrea așa să ating puțin pe cineva care tot încearcă să spună că datorită porumbeilor lui, că aduci de undeva.
cred că am reușit să fac rezultate cu porumbei de la diferiți crescători. Nu numai cu porumbei, de la acea persoană. Bine, în final mâna ta... Și cred că la un moment dat și mâna. Mâna. Am avut mâna, ochiul... Vedeți, are Dijkstra, Big Boom, Rau, Șablon, Freil de Hof, în chip, Jostone, adică sunt câteva... Inevitabil, la un moment dat intervine și mâna ta, ochiul tău, gândirea, păi, gândirea ta... Ar fi mers de când într-o pereche, atunci ar fi spus, domne, e datorită mie, dar când la 5-6 crescători... Ai zburători foarte buni din diverse combinații? Da, și mai nu, din zburătorii mei foarte buni, au ieșit zburători foarte buni. Dreptă dovadă, femeia de pe podium național, femeia pe care am pierdut-o, care a fost pe podium județean, la maraton extrem, și alții. Eduard, îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Am vorbit cam repede, că am încercat să câștig în timp. Ai comprimat puțin, dar să știi că ai atins toate lucrurile esențiale. Eu zic că am făcut o prezentare frumoasă a porumbeilor tăi campioni. Mulțumesc frumos. Te felicit încă o dată pentru rezultatele obținute și în 2018 și în anii precedenți. Știu că ele vor urma în continuare, că ești o persoană foarte ambițioasă. Sper, doamnește. Îți dorești întotdeauna mai mult și mai bine, este? Da, da. Și cu siguranță te vom vedea și mai sus decât ești acum. Doamne ajută, ăsta e visul meu. Dar, doamnește. Vă mulțumesc. Cu stimă, Eduard. Și salut pe toți vizitatorii RRP. Cu stimă, îți mulțumesc și eu încă o dată. Sănătate.